Am aici un televizor LED Smart TV Schneider, marca Schneider. Defectul se manifestă în felul următor. Pornește și rămâne blocat la partea de încărcare a softului. Și practic sistemul de operare are probleme. Și practic trebuie rescris. O să încercăm să rescriem sistemul de operare prin portul USB. Vom trebuie oprit televizorul, scoatem din priză, conectăm stick-ul USB. Ținem apăsat butonul de power și acum băgăm în priză televizorul. Acum l-am băgat în priză. Asta e procedura. Nu știu dacă am mai făcut film despre. Cred că am mai făcut cu un Schneider. Dacă am mai făcut, ignorați clipul. Acum nu aveți voie să opriți televizorul în timp ce își face upgrade-ul. Dacă nu funcționează așa, atunci va trebui rescrisă memoria internă. De obicei funcționează. Problema mai gravă e că nu pornește deloc, că nu afișează nici logo, nimic, atunci nu poți folosi USB-ul. Atunci trebuie scrisă memoria internă. Ori memoria flash, ori memoria NAND sau memoria MMC, depinde de la model la model. Vedem dacă funcționează așa. Memoria MMC e cel mai dificil de rescris. Dar o să facem un clip și despre treaba aia. Ok. Și acum s-a închis televizorul. Apăsăm o dată butonul de play, Schneider. Să vedem dacă a funcționat update-ul. Să vedem în ce limbă e. Eu nu știu de unde e luat flash-ul ăsta. Îl am eu în baza de date pe un hard disk. Ok. Trebuie să pornească până acum. Ce-a pornit?
Acum trebuie începută configurarea televizorului din nou. E ca de fabrică acum și în engleză. Deci nu va fi o problemă. Bun. Cam atât legat de clipul ăsta. Aici configurarea se face la fel ca și când ți-ai luat un televizor nou. Aceeași procedură. Vă salut și ne auzim la următorul clip.